dreapta, dacă vedem că are traiectorie bine, dacă nu, se merge. Nu, a rămas acolo stația, în ghilimele, de taximetru. Și ținem banda 1. Mergem ușor ca începători. Admirăm bisericile, ne uităm în față, ne uităm în oglindă. Trece un Mercedes superb, să ne dea Dumnezeu și nouă, două, trei, să ne facem o școală de șoferi. Frânăm ușor, lăsăm să intre, privim mult în dreapta, în spate, să nu intre cineva din cealaltă bandă în fața noastră. Nu? În dreapta e Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde sunt moaștele Sfântului Nicolae și ale martirilor brâncoveni. Admirăm și mașina care trece în stânga noastră, un Chrysler. Nu e tocmai o mașină pentru începători, e cam lată și cam mare. Mergem înainte. Privim și semnalizatoarele oamenilor, dacă ni se bagă cineva în față, observăm această gropiță, avem loc să o evităm ușor, fără să smucim de volan. Dacă nu aveam loc, luăm groapa. Rămânem pe această bandă, nu ne băgăm, se va frâna ușor. Totul gradat, schimbăm viteza 2. Și ne târâm ușurând în spatele coloanei. Semaforul e verde, dacă am fi mai șoferi, ne-am băga în celelalte benzi din dreapta, am țâșnit înainte. Acum eram dincolo de intersecție, dar am stabilit că suntem începători, da? Așteptăm. Ne gândim la ale noastre, nu ne zbuciumăm, mergem înainte. Trebuie să căutăm să mergem și liniștiți, și elegant, și în siguranță,